A existat și o aluzie, domnule Dumitru Persu, că omul care candidează la primăria municipiului din capitala de județ din partea PSD vine din zona de dreapta. Numai dacă vreți să comentați, dacă nu doriți... Nu, nu aș vrea să comentez această problemă. Eu să vreau să vă spun ferm și cu tărie, sunt primul social-democrat din județ care îmi dorește din toată inima și cu tot sufletul să câștigăm primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea și președinția Consiliului Județean. Asta o spun cu certitudine. Restul, dacă vom mai avea ocazia, putem să mai discutăm și după alegerile din 5 iunie, care sunt chestiuni importante de prezentat. Dar eu, după modul de organizare și după modul în care se desfășoară la ora actuală campania electorală, eu cred că putem să îndeplinim amândouă azimuturile, care, ca să spun, să atingem aceste azimuturi, să câștigăm și primăria și Consiliul Județean Vâlcea prin reprezentanții noștri. Da. Domnul Costi Rădulescu, Constantin Rădulescu la județ și domnul Romeo Rădulescu la primăria municipiului. O altă întrebare pe care am pus-o și la care n-am primit în 4 emisiuni pe care le-am făcut săptămâna trecută, parcă niciun răspuns memorabil, este am formulat-o în felul următor. Dumneavoastră faceți campanie electorală, vă întâlniți cu alegătorii. Și voiam să știu de la dumneavoastră, candidații, ce le spuneți, cu ce începeți discuția, cum începeți, pur și simplu. Doamne, eu personal n-aș putea să fac ce faceți dumneavoastră, sincer, vă spun să mă întâlnesc cu lui, nu pot, n-am talentul ăsta. Ce le spuneți inițial, ce răspund oamenii și cam cum decurge discuția? În mare, vreau să zic, o discuție standard, că așa fiecare vine cu problematica lui. Fi foarte interesant să văd. Ați atins o problemă sensibilă și întrebarea este foarte cu substrat, așa, într-un fel. Vreau să vă spun că în acest scrutin electoral, campania electorală se realizează pe proiecte, pe probleme concrete. Nu mai putem să ne ducem să ne facem intrarea clasică. Suntem de la PSD, vă dăm și noi o brichetă, un pix și o pungă cu PSD. Legea interzice asemenea. Dar vreau să vă spun că am fost în 2-3 împrejurări și urmează în continuare în sectorul în care activez. În care sector, domnule? Am 7 localități, începând cu Stroiești, Slătioara, Vaideni, Pietrari, Măldărești, Oteșani. Frumoase comune și... Sunt localități foarte frumoase, da. Și mai ales că avem și câteva cu primare excepționale. Nu trebuie să nu spun aici, sunt convins că avem șansele cele mai mari să câștigăm la Slătioara, să câștigăm la Cernișoara. Aș vrea și avem mari șanse să câștigăm prin reprezentantul nostru la Horezu. Acolo toată lumea știe că actualul primar a câștigat alegerile cu sprijinul necondiționat al PSD-ului. Noi am făcut campanie electorală mai mult decât liberalii. De asemenea, Băbenii sunt convins că avem șansele cele mai mari să câștigăm funcția de primar. Vaidenii, iarăși, nici nu se poate pune în discuție. Este un primar acolo excepțional, un băiat inteligent, pregătit, a lucrat în finanțe, în controlul financiar, este cunoaște administrație în 4 ani cât... Dar în ce localitate nu aveți, din cele enumerate, nu aveți primar și credeți că ați putea să câștigați alegerile? Nu avem primar la Oțeșani și cred că vom câștiga cu candidatul nostru. Avem un mare necaz la Măldărești pe care îl știți și n-aș vrea să îl detaliez, pentru că eu am rămas foarte supărat după ce i s-a întâmplat domnului Dragu și îl regret enorm. Dragu a schimbat fața comunei Măldărești. A făcut pur și simplu din această comună o localitate mai ceva decât Sinaia, decât localitățile sătești din jurul stațiunilor din Sinaia sau eu știu care alt. Din păcate, greșelile în viață se plătesc. Și n-am fi avut niciun fel de problemă dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Deci eu sper, domnule Măureanu, să câștigăm în majoritatea localităților vâlcene și mai ales în orașele pe care nu le-am avut în ultimele, să zic, 2-3 mandate. Horezu, Băbenii, Ognele Mari, Bălceștiu ne menține, în precis, primarul actual, care e un băiat excepțional, un om iubit de oameni, cam cum era iubit Ion Călea în vremea când trăia. Dar, fiindcă m-ați întrebat, să știți că prea multe probleme
probleme de intrare în dialog cu cetățeanul nu prea avem. De ce? Pentru că oamenii ne cunosc de acum ca și cel mai puternic partid din județ și ne cunosc pentru că purtăm sigla Partidului Social Democrat și unde intrăm în discuții, știți care este sloganul cu care încep? Ba, voi sunteți urmașii lui săracul Ion Câlea, pe care, domne, vrem, noi nu vrem, 130.000 de oameni din județ l-au votat la ultimul scrutin și l-au iubit, pentru că omul a fost cu adevărat aproape de oameni, a avut un stil al lui propriu, un muncitor, habotnic în a face campanie și a discuta deci, cu toți. Deci e un vector de imagine. Și discuție cu ei și le prezentăm din ceea ce vrem să facem în județul Vâlcea. Și toți, spre surpriza noastră totală, dar toți și de unde sunt primarii de altă culoare. De exemplu, Mădular Șușani este de notorietate. Faptul că drumul județean Gușuieni, Mădular, Șușani este realizat datorită lui Ion Câlea și care nu avea nicio legătură cu apartenența politică a primarului. Dar el a vrut cu tot din adinsul și spunea mereu, domnul Persu, eu vreau să scot oamenii ăștia din praf, că am lucrat cu ei 10 ani și știu cât s-au chinuit și vă scoate din praf. Și o să vă mai dau un lucru de amănunt. Când am fost la Șușani, în prezența primarului actual, care, mă rog, mi-a schimbat total impresia despre el, au promis cetățenii, tatăl celebrei actrițe Diana Popescu sau Dana Popescu, care este din Șușani. Îi spunea... Adela Popescu. Îi spunea tatăl ei, îi spunea președintelui lui Ion Câlea, domnule președinte, dacă eu văd prima lopată de asfalt turnat aici, în Șușani, eu sparg un butoi de vin. Săracul n-a mai apucat, a fost și nici Ion Câlea, n-a apucat să inaugureze, de drept. I se cuvenea să inaugureze acest drum. Dar poate în alte emisiuni, dacă ne mai întâlnim, am să vă spun multe probleme de intimitate, așa aș putea să spun, de dragostea pe care acest om le-a purtat-o oamenilor în sine. Și spre surpriza mea plăcută, Constantin Rădulescu, domne, l-a urmat aproape, cum să vă spun, pas cu pas. Pentru că se trage dintr-o familie modestă, din Nicolae Bălcescu, tatălui a fost maestru la fosta întreprindere județeană de gospodărie comunală, maică-sa a muncit să-și câștige bani, a fost croitoreasă la o cooperativă și omul, plecând de jos și cunoscând realitatea, e ancorat în probleme de realitate. Să-i lăsăm și pe tinerii noștri colegi. Numai puțin, cu asta închid. Rădulescu a avut o activitate foarte intensă în Parlamentul României, pe probleme care vizau viața omului, a țăranului simplu. El a făcut niște amendamente, a promovat un proiect de lege cu mistrețe ăștia care le distrugeau culturile oamenilor și erau necăziți. Poate nu i-a interesat chestiile. Ba, l-au și criticat, l-au banalizat. De asemenea, problema transhumanței, problema ciobanilor, a ridicat-o de atâtea ori. Și s-a implicat însă și în alte probleme sociale, de natură socială. Tomograful de la județul Vâlcea i-a dus de Câlea în prima instanță că a făcut intervenția la Băniciu, susținut după aceea de Rădulescu, care a fost în organizația de tineret împreună cu Băniciu și evident jumătate din sumă susținută de Consiliul Județean. Și multe alte, o masă de operație nouă, nouță și multe alte probleme în care s-a implicat direct. Și oamenii știu și oamenii apreciază aceste figuri politice, ca să le spun așa. Da. Bun, domnilor, vă rog, ați văzut cu experiența sa, domnul Domnitul Persu a spus multe lucruri. Vă invit să faceți același lucru, dacă doriți. Să continui eu. Noi ne-am bucurat foarte tare și eu, în mod personal, pentru că în speța serviciului intru în dialog cu destul de multe persoane, mai ales oamenii de afaceri, firmele. Păi trebuie să și explicați, că nu toată lumea, să știți, toată lumea știe. Hai că mă gândesc că domnul Persu Mihai se gândește că știe toată lumea, că de asta le cunosc, că de independent, dar poate nu sunt. Da, eu lucrez în publicitate și atunci promovarea mă întâlnesc cu destul de mulți patroni și pe partea asta de dialog, pentru că m-am bucurat foarte tare că s-a schimbat legea. N-ai de cineva bani, umplea orașul de benere,
fugeau după la emisiuni, că mai ține minte acum 4 ani că se pleca de la dezbat. Și a fost un lucru foarte bun și prin perspectiva ieșirii în stradă și discuțiilor cu cetățenii, pentru că nu ai canale. Apărăm la TV, în ziare, dar trebuie principalul motor, pliantul, nu mai ajunge numai în cutia poștală, se merge din ușă în ușă. Și oamenii au diverse probleme. Noi le notăm, de asta v-am zis că... Dar cum începe discuția? Noi suntem cine? Că domnul Dumitru Persu a zis, noi suntem de-ai lucâle. Dumneavoastră ce spuneți? Nu, nu, nu neapărat asta. Eu am vrut să scot în evidență meritul acestui om. Înțeleg. Dar nu neapărat. Nu, dar e o bună... Ei ne întrebau. PSD-ul, voi sunteți... Da, el este urmașul la partid, la conducerea partidului. Trebuia să spune întrebarea. Înțeleg. Asocierea în partea noastră este simplă. Ne prezentăm cine suntem și de ce candidăm. După aceea venim cu partidul ALDE. Aceea... Ce spuneți despre partid? Că asta mă interesează. Bine. Asta vă aș ruga să nu evitați, că toată lumea evită. Deci, ce spuneți? E partidul ăla care? Este partidul lui Tăriceanu. Așa intrăm. Și atunci avem o ușă deschisă. Și toată lumea, nu știu, n-am câteva reproșuri, dar sigur erau din regimentate persoanele în alte partide. Domnul coleg, eu aș spune fără niciun fel de reținere. Deci suntem din partidul cu adevărații liberali. Exact. Restul sunt surogate, sunt adunături, PDL cu PNL, exact. Aceeași mizerie. Avem un motor în Călin Popescu-Tăriceanu, care atâta timp cât a fost prim-ministru, România a dus-o destul de bine. Și județul. Corect. Pentru că a dus destul de... Pot să vă dau exemple concrete, nu știu dacă le știți. Liceul din Horezul e realizat datorită lui Tăriceanu și al lui Frâncu, care s-a zbătut alături de... Spitalul din Horezul este finalizat datorită lui Tăriceanu. Toți banii care au mers la mănăstiri, la locașuri de cult, au fost aduși de Frâncu cu sprijinul lui Tăriceanu. Deci a făcut ceva, domnule, pentru județul ăsta. Exact. Ați putea să folosiți pe domnul Dumitru Persu și în campania noastră electorală? Nu, eu țin foarte mult la liberalii autentici. Nu la ALDE neapărat, dar liberalismul și la liberalii autentici, care își păstrează istoria, care își păstrează principiile, că nu, din ăștia veniți după la PNCCD, veniți după la... Deja le-a crescut cota la PDL. Dumitru Persu susține cu atâta... Cine, cum primiți aceste jocuri electorale? Le primesc îngăduință. Ele sunt... Până la urmă, sunt... Nu, există și doza de adevăr, sigur, lăsând cum la o parte, lucrurile sunt clare, așa cum le enunță domnul Persu, însă mai departe n-aș vrea să comentez, pentru că am cu totul altă menire în această seară și dacă îmi dați voie... Dacă colegul Lucian a terminat... Să intervenim pe stare. Da, sigur, nu o să pune problema, că până la urmă suntem într-o dezbatere și fiecare trebuie să-și susțină punctul de vedere. Să știți că eu, neavând un partid în spate, a trebuit să fac practic un exercițiu de notorietate, să văd dacă notorietatea mă ajută să pot să intru în dialog cu cetățenii. Spre surprinderea mea plăcută și șansa mea, beneficiez de o destul de mare notorietate, sigur, care nu-mi conferă neapărat câștigarea mandatului de consilier, însă îmi doresc în mod deosebit ca această notorietate să o pot transfera în intenție de vot. Este, dacă vreți, discuția dintre mine și cetățeni se înfiripă rapid, pentru că vin deja cu o experiență de aproape 2 mandate în Consiliul Local și problemele pe care le are râmnicul, eu le cunosc și atunci intrăm într-o discuție vie. Sigur, eu venim și cu... Dar cum faceți? Uite, eu sunt cetățeanul, convingeți-mă să votez cu dumneavoastră. Ce îmi spune? Că eu vă pun imediat niște întrebări. Ia să văd. Domnul Dăureanu, în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, lucrurile stau un pic mai diferit, întrucât sunteți mult mai hârșit ca mine în ale politicii și ale dialogului cu societatea, drept pentru care aș merge în sens invers. Dumneavoastră m-ați întrebat pe mine și eu v-aș răspunde. Da, v-aș întreba de ce ați plecat de la PNL, Musiu, deci asta sigur, ar fi prima întrebare. Nu are niciun sens să mai revin cu acea... V-au dat afară? Nu, nu.
ați plecat dumneavoastră? Am plecat pur și simplu din PNL. Știți foarte bine că au existat niște sondaje de opinie în care eu am fost primul în intenția de vot pentru funcția de primar, după care lucrurile s-au schimbat așa peste noapte și s-a trecut la vot politic după ce hotărârea era luată în alt sens. Eu știu. A fost momentul, dumneavoastră știți sigur, a fost momentul în care m-am decis să candidez independent, pe de o parte pentru a-mi demonstra mie, dacă vreți, că reprezint ceva în acest municipiu. Altfel, sigur, trecând pe dreapta politicii, pe dreapta în sensul, în afara terenului de joc, dacă ne ducem puțin în partea sportivă a lucrurilor. Însă, pentru mine este deja istorie ceea ce s-a întâmplat și nu aș vrea să mai reiau discuția despre acest lucru. Aș reveni puțin la ceea ce spunea domnul Dumitru Persu la începutul emisiunii, și anume că, sigur, zicea domnia sa că este într-un ușor dezavantaj, în sensul că noi vorbim despre municipiu și domnia sa despre județ, dar aș vrea să vă spun că întâmplarea face că atât în programul Partidului Social Democrat, cât și a celorlalți candidați la funcția de primar la Râmnicu Vâlcea, se regăsește un punct extrem de sensibil pentru municipiu, și anume spitalul numărul 2. Și în oferta mea electorală și în ale candidaților la primărie am observat aceeași preocupare pentru acest spital județean, și anume preluarea lui de către municipalitate și transformarea acestui spital județean într-un spital municipal cu secție de urgență, sigur, cu tot ceea ce înseamnă, ținând cont de ceea ce domnul Persu spunea la începutul emisiunii, și anume că o parte din acest spital este clădire monument și trebuie să ținem cont de acest lucru. Vin mai departe cu discuția și vă spun că putem reloca stația de salvare de acolo către zona maternității, pentru că odată cu crearea bretelor spre pasajul de la Goranu, accesul către județ, nord și sudul județului și către celelalte zone ale municipiului va fi extrem de facil, fără ca a mai fi nevoie ca ambulanțele să treacă prin centrul orașului. Și atunci am creat un spațiu generos pentru un spital municipal cu secțiile care, sigur, specialiștii ne vor spune care este necesarul de secții în municipiul Râmnicu Vâlcea, și cred că mă întreba chiar cineva într-o emisiune zilele trecute dacă Consiliul Județean ar fi de acord să cedeze spitalul județean municipiului. Și am spus că, în principiu, din punctul meu de vedere, nu văd ce l-ar împiedica pe Consiliul Județean să facă acest transfer, întrucât, uitați-vă, în oferta electorală și a PSD-ului și a celorlalte partide vis-a-vis de problematica sănătății în județ, sunt foarte multe obiective care sunt dificil de atins atâta timp cât n-ai fondurile necesare. Ori un municipiu de anvergura Râmnicului, și aici îi răspund colegului Lucian Trandar Firescu, are posibilitatea de a veni cu cofinanțarea pentru, sigur, pentru a implementa un proiect european, pentru că este absurd să credem, așa cum și Consiliul Județean a făcut acea investiție la Spitalul Județean, este absurd să credem că un municipiu are forța la acest moment să construiască un spital cap-coadă, astfel încât cu fondurile locale să putem dezvolta un spital nou, o construcție nouă, cap-coadă. Nu se poate, este dificil să... Da. Deci eu vă făceam următoarea precizare. Spitalul județean de urgență trebuie să îndeplinească niște criterii pentru a avea această titulatură și, în al doilea rând, pentru a deservi practic toată populația județului Vâlcea. Nu pot să rup spitalul vechi, așa cum îi se spune, sau spitalul numărul 2, cu câteva secții extrem de importante în sănătate, cum secția oftalmologie, secția psihiatrie, secția balneologie și așa mai departe, recuperare. Nu pot să le rup din structura Spitalului Județean, pentru că riscăm să pierdem acreditarea pentru încadrarea acestei unități sanitare în Spital Județean de Urgență. Așa cum am preluat secția de maternitate și am inclus-o Spitalul Maternitate, care era un spital de sine independent, creat înainte de 90, și când, hai să fim drepți, era supraaglomerat și aveam nevoie de o asemenea unitate spitalicească, a fost trecut în structura și în componența Spitalului Județean ca să putem să acordăm mai mare atenție acestei unități. Dar, în afară de acestea, pentru că aș vrea să prezint câteva în sinteză și câteva politici de care ne le-am propus în sinteză, în foarte mare sinteză, că eu aș putea să vă vorbesc o zi întreagă de ce vrem să facem. Trebuie avut în vedere faptul că... Trebuie să venim cu un timp proporțional. Corect, doar atât și cu asta închid.
vrem în domeniul sănătății să reînființăm spitalul din Bălcești, abuziv desfințat și cu drame de neimaginat. Domnul Zmeură, nu știu dacă știți, acolo au murit oameni, domnule, la poarta spitalului. Au venit într-o fază teribil de gravă și n-au putut să le dea nimeni asistența de specialitate și au murit oameni la poarta spitalului cu lacătul pe ușă. O unitate care crescuse și în valoare, și în dotare, și medici specialiști. S-a fost desfințat, a zis, și am vrea cu tot din adinsul să reînființăm această unitate spitalicească. Domnul Rădulescu a avut o idee formidabilă să creeze un centru de permanență în zona Ostroveni. Chiar foarte important acolo. Dar nu mai plece unul să-și facă o injecție, nu știu, neapărat. Pentru că Ostroveni este un cartier imens, are o populație majoritară, aș putea să spun, ca pondere pe cartiere din municipiul Nișu Vâlcea. Deci, avem în vedere aceste acțiuni concrete și pe care le putem realiza și din momentul în care în noiembrie vom câștiga guvernul și alegerile parlamentare. Mai e mult până acolo. Dacă ar fi să faceți... Puțin. Da? Mai sunt 5 luni, câte mai sunt 5 luni. Dacă ar fi să faceți un clasament, e important și pentru alegători și pentru colegii mei din presa scrisă, vreau să le fac un serviciu. Trebuie să faceți un clasament al primelor trei idei cu care merg partidele dumneavoastră și cu care mergeți dumneavoastră ca independent în această campanie electorală. Care ar fi? Pentru că, vedeți, chiar trebuie să faceți un clasament. Adică din totalitatea, pe pliante aici sunt o mulțime de idei. Ba, eu aș spune că eu nu vă înțeleg pe niciunul. Nu citește nimeni, eu vă spun cu siguranță. Credeți că nu le citești? Eu cred că nu. Dacă dați voie până vorbește Lucian, da, aș vrea să vă spun că în oferta mea program electoral, da, trei sunt obiectivele proiectului personal al Consiliului Independent Mihai Păstrici. Haideți să vedem care sunt. Cele chiar există, aceste trei. Mm-hmm. Clar. Și ele sunt așa. Al treilea era preluarea spitalului numărul 2 de către municipalitate și transformarea lui într-un spital municipal modern, sigur, cu neapărat cu accesarea de fonduri europene. În primul punct aveam desfințarea parcării din fața mall-ului și transformarea într-o zonă verde, într-o piațetă. Și unde mai parchează lumea care merge la mall? Există o parcare subterană care de regulă nu este folosită și dacă știți, știți foarte bine că avem investiția în centrul municipiului unde se va crea o parcare cu 200 de locuri subterane. Iarăși, ca o premieră, pentru cei care nu știu, le comunic eu acum că pe zona Părculețului, unde sunt fântânile arteziene, deci în fața fostului cofetării Liliacu, acolo va apărea din nou o construcție de beton, un bloc de 7-10 etaje și, practic, Râmnicul va fi în zona centrală sufocat, nu va mai avea niciun gram de verdeață. Și atunci eu vin cu această propunere, pentru că acolo, în fața mall-ului, acea parcare care a dărâmat, sau mall-ul de fapt a dărâmat fostul parc, acea parcare este făcută într-un parteneriat public-privat și sigur că vom găsi varianta prin care să transformăm acea zonă într-o zonă de promenadă, de loazir, de mic părculeț, sigur cu cele două accesuri de intrare și ieșire din parcarea subterană. Ăsta era primul proiect și al doilea proiect, în ordine, era construirea unei grădini botanice pe amplasamentul fostei unități militare de la Știrbei Vodă, în partea dinspre râul Olănești, pentru că ne permite arealul, habitatul, ca să putem crea o astfel de grădină. Ce frumos ar fi, da. Păi da, gândiți-vă că ea practic ar închide toată investiția modernizării râului Olănești, pentru că va trebui făcută obligatoriu, și va închide toată această investiție, practic la capătul acestei investiții se va afla o grădină botanică, care va putea transforma, adică aduce un pic Râmnicul spre pe harta orașelor turistice, pentru că ea se va regăsi pe drumul care leagă Râmnicul de Olănești. Este o idee pe care am expus-o, cu care am fost întâmpinat cu foarte multă simpatie de către cetățeni, pentru că își dau seama că poate fi o oază de verdeață și ar veni ca o completare la parcul Zăvoi, care, din punctul meu de vedere, a fost transformat într-un loc de joacă mare, un mare loc de joacă pentru copii. Și atunci putem completa prin a crea această... Da, interesante idei. Din nou o să vă rog să luăm pauză, după aceea dumneavoastră aș vrea să continui ideea care a lansat-o, că nu citește nimeni.
La rând. Și aș vrea să-mi permit. Păi, domnul profesor, chiar vreau să discutăm, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt studenți care nu-și citesc nici propriile cursuri, elevi care se duc la bacalaureat fără să-l citească pe Eminescu și nu văd de ce ar citi, că aici sunt domnul două lecții de manual. Dumneavoastră puteți să credeți că în zona minieră Berbești, alunul pe oameni nu-i interesează, ia să vedem ce vor să fac asta. Să credeți că cei 50.000 de locuitori din zona limitrofă a orașului Bălcești, pe ei nu-i interesează. Ia să vedem ce fac ăștia cu noi. Ne interesează pe cei de la Berbești ce faceți cu CET-ul, dacă câștigați Consiliul Județean, luăm pauză și revenim. Da. Tot așa 5 minute.